Bă, am și eu o întrebare pentru toți toromacii de aici să vă plimbați prin parc. De ce căcat vă plimbați ca și cum ar fi tot parcul al vostru? Că uite, este 24 octombrie 2021 și am încercat și eu să ies să fac o alergare mai de viteză prin ore. Adică nu scrie nicăieri că n-am voie, știi? Doar că... ce se întâmplă? Voi mergeți cu măscuți, ok, dar sunt 4-5. Așa. Vedeți voi frumos unul lângă altul să nu mai treacă nimeni. Unii v-ați supărat că v-am mai atins, dar eu vă întreb dacă eu n-aș urla la voi ca la animale, că nu pot să vă iau cu scuze, cum fac prieteni de-ai mei, care, na, sunt mai civilizați, un pic nu rezolvă nimic, dar ei na, nu poate să urle. Eu urlă la voi ca la animale, că altfel n-am cum să vă mai ating. Bă, dar să zicem, că dacă eu aș intra cu toată forța în voi, că voi stați în cale, că voi nu vă dați, nu mergeți, aș intra așa la 1,85 și 79 de kg cât am eu, la 14 km pe oră când alerg. Poate chiar 15 aș avea atunci. Cum v-ați simțit, tată? V-ar fi bine? Nu mai bine vă învățați și voi să mergeți? Bine că aveți toate măscuțe și probabil și vaccinați sunteți. Dar mergeți ca vitele. Ziceți-mi și mie. Nu știu. Aș vrea să înțeleg și eu care e logica. Că eu și când ies cu mama o cert, dacă nu se merge pe pista de bicicletă sau ceva. Explicați-mi, bă, tată, și mie. De ce nu puteți să mergeți civilizați? Avem toți loc, adică eu alerg pe dreapta, că dacă aș alerga și eu cum mergeți voi, v-aș băga pe unii în spital. Ei, poate intru și eu, poate îmi bagă și pe mine cineva până la urmă, dar... Ideea este că sunt destul de mare și colțurosiu și dacă eu chiar îmi pun mintea cu toți imbecilii, s-ar putea ca la un moment dat să vă accidentez. Ce n-aveți grijă? Țineți-vă și copiii, înțeleg, ok, pe copii evit, că sunt copii. Da? Și copiii aia, dacă sunt crescuți de niște imbecili, tot imbecilii o să ajungă. Ce crezi că o să ajungă copiii aia? O să ia premiul Nobel pentru vreo descoperire? Nu, tot la fel o să fie ca voi. Și nu pot să înțeleg. Am vrut să fac o paranteză, nu știu, poate cineva îmi dă un răspuns la chestia asta. Spuneți-mi, bă, tată, de ce nu mergeți frumos pe stradă? Explicați și mie. Pe stradă, pe aleile astea. Mergeți și voi câte doi. Așa mai răstrâns să mai încăpem și alții, că nu v-ați luat parc. Ui, n-aveți voi bani să stați la o terasă. Luați o apă și o țineți 3 ore. De ce faceți așa? Nu se poate să mergeți și voi frumos. Da, în fine, hai că am vrut să fac asta, că e o zonă mai frumoasă aici. Se aude și muzică, dacă se captează. Și na. Sunt un pic frustrat că am vrut să alerg mai mult și mai tare și n-am putut. Pentru că așa e românul, nu se uită și după aia dacă dai peste el începe să urle. Na, ai făcut. Aștept și eu un răspuns. Poate îmi spune cineva care e rațiunea de mergeți, că exact ca... Merge și dinozaurul aia din Jurassic Park merg mai organizat și mai... Când fugea de pe insula aia, de pe... Cum se numea insula aia din Costa Rica, din inventată. Când era un vulcan, mergeau, era mai ordonat decât merg oamenii. Cel puțin prin Iore, bine, și prin Herăstră și... Da, în Iore, acum, 24 octombrie 2021. Fabuloși sunt de toate. Fabuloși, chiar fabuloși sunteți. Chiar că nume. Nu am meritat să stăm, chiar că merităm să stăm închiși. Serios, mai bine stați închiși, că sunteți mai în siguranță și creați mai puține probleme. Dacă stați în casă, nu mai ieșiți dracu, că e pandemie, stați acolo. Ce vă mai trebuie să ieșiți pe stradă? Stați în casă, că și așa nu știți să mergeți. Hai, vă pup!